Așa, e bine așa? Ne, ești frumos, rău. Și ceva de asta bine. N-am mai văzut Parisul. Ia stai să te aranjez aici coama. Coama? Comuța. Ok, pare să fie mai ok acum. Gata, suntem frumoși amândoi. Suntem, da. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru de astăzi a venit Ne. de departe, încă din camera cealaltă și este soția mea! V-am rugat pe pagina de Facebook, Zaia Fet, să ne puneți întrebări. Și am primit 87 de întrebări. Wow, super. De 2 ori mai multe decât pregătește Denis Rifai pentru emisiunea aia ei. Sunt 40 de întrebări, știi? Super, păi mă bucur în primul rând că sunt aici invitată în acest podcast de mare angajament în care au fost atâtea persoane remarcabile Și tu ești remarcabilă. și în care o să urmeze atât de multe persoane importante, nu? Tu crezi că nu ești remarcabilă? Aba da, păi de aia sunt și invitată în podcastul ăsta. Da. Da, Ce crezi că aveai mulțumesc. pile? Nu. Așa, hai să întrebăm. Ești pregătită pentru întrebări? Sunt, da. Cristina Sârghi, ce pasiuni ai tu? Păi, eu mi-a place astronomia. Da. Chiar atunci când mă întâlneam printre primele întâlniri cu Horică, aveam primele întâlniri, mergeam la un curs de astronomie pe care l-am făcut la Observatorul Astronomic de aici, din București, și care a durat 6 luni. Și cred că Horică, la un moment dat, când mă suna ca să mă invite în oraș, a crezut că eu încerc să levit sau ceva, pentru că tot spuneam nu că în seara asta am curs, nu că mâine am alt curs și toate astea. Da, Și da, credea da. că levit, dar eu chiar mergeam la un curs de astronomie. Da, mi-aduc aminte. Păi cine Da. dracu are atâtea cursuri de astronomie? Credeam că e o chestie inventată. În fiecare seară se ducea și se uita la Da, și stele. dura până la 9 jumate sau 10 Da, până seara. târziu. Da. Deși Mișto. cursurile erau ținute de un tip, Adrian Șonca, care este foarte talentat, povestește foarte Foarte, bine. foarte bine. Merită să mergeți. Da. Așa. Poate l-invităm pe Adrian Șonca în podcast. Așa e, dar acum avem alt invitat, Cristina Oh, Sârghi. da. Te-ai gândit vreodată să-ți faci un canal de YouTube? Nu, că n-am cu ce. N-am cu ce să-mi fac un canal de YouTube. Nu am nimic, nu știu. Mai putea. Adică nu fac nimic nici, nu creez nimic. Nu știu ce să fac, să le spun tuturor cum este o viață, o zi din viața mea sau ce, nu știu, mi se pare destul de. Cred că s-ar Creste. plictisi lumea foarte repede. Mie mi se pare că ea știe să creeze tensiune la noi în casă destul de bine. Da, nu e pentru toți, ca să Da, vadă. da, da. Ce pasiune are Horia? În afară de citit și grisi, bineînțeles. Stai. Ce pasiune are Horia. Ce pasiune am eu? În afară de citit? Da. Cred că îi place să meargă în locuri frumoase în care să stea super chillaxat, așa, Da. și, dar să fie frumos. Și Deci să. dacă e, nu știu, măcar o piatră frumoasă sau o construcție din piatră frumoasă, Da, îmi cu place. dom, dacă ar fi cu dom ar fi și mai super, dar Da, un așa, peisaj drăguț. un peisaj frumos, lui, iar plăcea doar să stea acolo, adică să nu-l duci la muzee, la chestii de turiști, să faci chestii cu el. Nu, doar să stea la cafeluțe, să citească într-un peisaj frumos. Așa e. Da. În afară de Nu. asta, nu știu ce alte pasiuni mai ai. Da, ai dreptate. Nu știu, Ai. nu aș fi gândit să răspund chestia asta, dar asta e. Asta îmi Da, place să fac, să asta îi stau și place. să admir un peisaj. Vrei să apăsăm pe efectele noastre sonore după fiecare Efectul de ai întrebare? avut dreptate mereu care Gol. Grisi! Așa, cărțile favorite. Nu mai vorbim de cărți, am vorbit de Da. cărți prea mult. Care crede Cristina că sunt top 3 calități ale lui Horia? Dar Horia ale Cristinei? Bună întrebare. Tot trei calitățile lui Horia. Top 3. Fizicul de Este invidiat? foarte frumușel. În Mă afară, uitați-vă la da. el. Adică, și slab și grăsuț, e tot frumușel. Așa, deci ești frumos, da, am zis una. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. E foarte amuzant. Mulțumesc. Și
Altă calitate, dar nu știu, calitatea poate să fie în legătură cu mine, adică faptul că ești foarte grijuliu și te porți foarte frumos cu mine, e o calitate, sau trebuie să Dacă fie tu crezi ceva că e o obiectiv calitate, așa din afară? da, nu cred că, cred că sunt ce calități vrei, crezi tu că... Dacă e un soț minunat, asta e calitatea lui Horică. Și eu despre Grisi o să zic că este foarte grijulie cu mine, pentru că mi se pare că e o calitate și pentru tine. Și întotdeauna Nice. ai grijă să nu mă simt rău. De exemplu, dacă noi ieșim în oraș și eu sunt un om destul de singuratic și nu știu să discut cu oamenii, nu mă simt bine în public, Grisi nu mă forțează. Sau dacă încep să mă simt prost, pot să mă duc acasă, nu se supără că n-am stat. Da, nu, e ok. Eu am apreciat întotdeauna chestia asta la tine. Îmi place că ești foarte inteligentă, ești mult mai inteligentă ca mine și Nu e întotdeauna... adevărat. Bă, da, așa mi s-a părut, așa sunt, eu sunt destul de convins că așa e. Tu Bine, niciodată n-ai crezut, și dar... eu cred asta despre tine, că tu ești inteligent. Bine, asta e o calitate, dar toată lumea ar știe calitatea asta, ta. Nu trebuie... Mă rog, eu asta cred despre tine. Asta e calitatea pe care o apreciez foarte mult. Cum de n-am zis eu că ești inteligent? Și Acum mă că... simt prost. Aoleu, de ce? Nu știu. Nu, mă, nu-ți face asta, nu te mai, nu-ți face griji. Ai Ok. pus ăsta... Stă bine? Așa, să-l punem... Da, nu știu cum să-l Scuze pun. că n-am vrut să testez. Nu mă Și... stresez, așa. Mai avem o calitate de spus, că ești foarte prietenoasă cu toată lumea și știi să lași de la tine când nu vrei Așa să, este. da, nu vrei Da, să pui recunosc. presiune pe viață. Recunosc, așa e. Următoarea întrebare. Vezi că nu ne lasă, nu putem să citim numele, că sunt doar un cerculeț cu poza oamenilor. Așa, nu te lasă să răspunzi la mesaje, deși le citești? Nu știu. Îmi Ce? las să răspund la mesaje. Nu răspund eu la toate mesajele. Nu Sau știu. sunt prea multe mesaje. În fiecare zi sunt foarte multe mesaje. Și așa. Să-i dăm, întrebăm dacă au dat follow pe Tudorep pe Instagram. Asta vrea să-și facă reclamă. Așa. Întrebări nu am, am o provocare. Sunt sigur că există, trebuia să le știm de dinainte. Da, nu cred că vrem să știm provocarea asta. Da, ok. Ok. Așa. Tu ai avut momente în care îți venea să plângi, Grisi, fără să știi de ce o faci? Și dacă da, Horica a fost cu minte și te-a ținut în brațe până te-ai liniștit? Eu am o Nu problemă cu chestia știu asta. dacă am plâns fără motiv, adică fără motiv nu cred că. Sau poate că erau niște motive, dar motivele să fi fost, nu știu, puerile sau mai puțin importante și să fi plâns totuși din cauza asta pentru că mă supăra. Da. Dar cred că plâng destul de greu, nu plâng foarte repede, adică nu plâng din orice, nu? Nu plâng și nici eu nu plâng din orice. Plâng așa când simt că, nu știu, este prea mult sau mi se pare că mi s-a făcut o mare nedreptate. Da, și eu cred că am o problemă dintr-o iluzie masculină de-a mea sau știu și eu, din felul în care înțeleg eu că trebuie să mă comport când Grisi se simte nedreptățită pentru că o face rar și pentru că de fiecare dată când o face mă afectează, am tot felul de fantezii și dorința destul de puternică să-i rezolv problema. Sunt foarte înrăit. Dacă Gris este supărată sau dacă cineva i-a făcut un rău, vreau foarte mult să nu știu, să-l nenorocesc pe ăla. Într-un mod în care eu nu aș acționa în mod normal, în Sau viață. dacă nu este un om care mi-a făcut rău, deci doar o situație, Da. se plimbă ca un leu în cușcă, așa, și nu-și găsește starea și nu știe ce să mai facă. Super, nu-mi place să fie necăjită soția mea, nu-mi place, nu? Da. Așa. Care e următoarea destinație unde vom călători? Top 3 țări favorite în care am călătorit până acum. Deci unde o să călătorim data viitoare când o să mergem? Vorbim în fiecare zi despre chestia asta. Nu ne-am hotărât, nu este nimic stabilit. N-am mai plecat în vacanță de foarte mult timp și am ajuns așa și avem pur și simplu fantezii să stăm în Da. bucătărie și să vorbim despre... Dar cred că ne-ar plăcea undeva în Italia. Despre Italia vorbim cel mai des. Da. Ori unde ne-a plăcut nouă foarte mult în Cinque Terre, ori pe o insuliță gen Ischia.
Da, pentru că nu chiar vrei de să... Ischia am vorbit astăzi. Da, dar se schimbă de la o zi la alta. Și alte variante pe care le-am mai vehiculat au fost Praga. Mm-hmm. Doar locuri în care am fost. Nu cred că o să mergem după un an și ceva de stat în casă, nu o să mergem într-un loc nou. Adică am vrea undeva să mergem așa, nu știu, două săptămâni, între care o săptămână doar să stăm relaxați. Da. Să nu mergem la muzee, la să descoperim, să chestii, să stăm undeva să fie frumos. Da, să las peisajul să curgă așa. Da, nu știu, încă, dar Italia cred că e cea mai frumoasă variantă, e, are de toate. Da, e frumoasă. Și top 3 destinații. Pentru mine e Cambodgia, pentru Grisi nu e, pe locul 1. Pe locul 1 sau 2 și pentru mine Cambodgia. Da? Bine, da, adică mie cred că mi-a plăcut mai mult în Peru. Ți-a plăcut mai mult în Peru? Da, da, mi-a plăcut. Da. Ok. Plăc mai mult în Peru și după aia vine Cambodgia și Japonia, cred. Japonia ți-a plăcut? Mi-a plăcut foarte mult, da. Și Vietnam mi-a plăcut mult. Nu știu, sunt așa, sunt foarte multe pe locul 2 sau 3, nu știu. Deci pentru mine e Cambodgia pe locul 1, Cehia, Praga, pe locul 2, unde m-am simțit întotdeauna cel mai bine. Și apoi, știu și eu, îmi place foarte mult Bulgaria. Îmi place foarte mult Bulgaria. Îmi place să mă duc la Plovdiv în fiecare an, la Veliko Târnovo, la Sozopol, să fac plajă. Îmi place foarte mult Bulgaria. Da, e frumoasă Bulgaria. Nu. Și chiar dacă nu e cea mai exotică țară, sau întotdeauna m-am simțit bine primit acolo. E mâncarea bună, sunt oamenii politicoși, mă simt ca acasă. Dar cel mai frumos dintre toate excursiile noastre, cel mai frumos loc la mare pe care l-am găsit. A, Cinque Terre. Nu. Nu? Cuba. Ah, oh, în Cayo Largo. În Cayo Largo. Oh, Doamne, deci da. Paradisul pe pământ. Da, și Cuba e destul de frumoasă. Și Cuba dacă rămâi prin Havana și prin în părțile alea de în orașul ăla de 200.000 de locuitori, am uitat cum îi zice. Cienfuegos? Da, nu mi-a mai plăcut. Nu mai așa de Ah, da, și Trinidad e frumos în Cuba. Da, da. Da, Cienfuegos era foarte orășenesc așa de loc turistic și atunci și... Dar după ce v-ați vaccinat, dacă nu știți unde să mergeți și vreți ceva cu adevărat exotic și special, mergeți în Cambodgia, la Angkor Wat. Acolo este... uite, uite o chestie. Ce impact a avut celebritatea ta, automat, presupunem că sunt celebru? A, credeam că întrebările sunt adresate mie. În viața ta personală, păi e de pentru tine. Ce impact a avut celebritatea mea în viața ta personală? Yeah. Invers, celebritatea mea în viața ta personală sau profesională. Păi... A avut un impact? Asta e o întrebare foarte bună, sunt chiar curios. Da, a avut un impact, dar nu știu, adică nu atât de mare precum cred că crede lumea, nu știu, în sensul că cred că cel mai mult am simțit atunci când făceai daily vloguri. Nu la cum ai simțit tu. Cred că la cât de mult știe lumea despre noi. Cum te-a afectat pe tine felul în care mă vede pe mine lumea acum că sunt mai cunoscut? Cred că asta e întrebarea. Nu cum te-a afectat pe tine ce muncă fac eu. Ok, da, nu știu ce să zic. Adică înainte când n-aveai un soț celebru, era mai bine, mai rău? Ce s-a schimbat? Asta era întrebarea. Cred că s-a schimbat faptul că înainte nu erai stresat când stăteai să citești și era așa ca un fel de relaxare în zilele noastre de sâmbătă, duminică sau seara când stăteam în pat și citeam, era totul super relaxat. Acum nu mai citești în pat de relaxare, adică foarte, foarte rar așa pentru tine și în rest când citești ești destul de stresat că trebuie să faci un subiect în legătură cu ce citești. Cred că asta este prima chestie pe care am observat așa că s-a schimbat. Dar mă rog, pe mine în personal nu m-a afectat în mod deosebit. Pe tine cred că te-a afectat mai mult chestia asta. Și personal că te cunoaște lumea pe stradă, e un pic ciudat. Pentru mine e ciudat, pentru tine... Păi și pentru mine, că vine lumea și vrea să-și facă poze cu soțul meu. Adică
Și mai multe ori le fac eu poze. Da, ok, da, dă-mi încoace să încadrez mai bine sau ceva. Dar nu trebuie să apar un cadru, e ok, nu trebuie să fiți simpatici și să zici și bagă-te și tu, și tu, e ok. Cum a găsit puterea să te susțină în acest proiect? Eram destul de nefericit. 8 ani de zile am stat să fac poze la nunți și eram obosit, nu puteam să mai stau să pierd nopțile pe la petreceri și fiecare nuntă la care eram chemat devenise o corvoadă, pentru că trebuia să mă întorc la 6 dimineața. Grisi era supărată și nu... Ajunsesem la un moment dat, cred că într-o vară în care eram împreună, nu ne mai vedeam aproape deloc. Adică eu munceam de dimineața, nu știu, de la 9 până seara pe la 7-8. Veneam acasă, Horia muncea în continuu la corectat poze, după care în weekend când aveam eu liber, Horia era plecat toată ziua, efectiv de dimineața de la 7 până noaptea la 4, 5, la 6 dimineața și după aia duminica o lua de la capăt. Efectiv nu ne mai întâlneam decât 2-3 ore pe zi în care eram amândoi super terminați, adică de-abia ne spuneam salut, salut, ce faci, bine, pa! Și Gracie nu mi-a reproșat niciodată chestia asta și nu mi-a spus ia să fac altceva. Cred că la un moment dat când am propus că uite, eu vreau să renunț și să încep ceva nou, mi-a fost greu, nici nu mai știu cum dracu ți-am spus, dar m-am gândit la un moment dat că urma să câștig mai puțin bani, să mă mai duc la câteva anunți, dar mult mai puține, să fac numai YouTube. E greu să-i spui asta. A fost greu la început. Adică de-abia ne căsătorisem oricum și... Dar ți-a părut ciudat că vreau să fac asta? Mi s-a părut un pic ciudat, dar am înțeles. Adică am văzut care era programul tău și mi se părea oricum infernal. Și eu aveam un program destul de dubios, dar al tău era și mai și. Și nu știu, am înțeles. Adică, plus că păreai să ai un plan, deși cred că acum retrospectiv gândind, cred că n-aveai niciun plan foarte concret. Părea să aibă un plan în sensul că ne-ai explicat cum ai deja sculele și deci nu o să trebuiască să investești prea mulți bani în scule și că o să filmezi cu ce ai deja și că în primul an, și așa s-a și întâmplat, în primul an n-ai renunțat chiar la toate contractele, ai avut așa vreo jumătate din numărul de contracte pe care le aveai de obicei. Aveam un sediu și în primul an mi-am plătit chiria la sediu din banii de la nunți și cred că n-am intrat în salariul tău deloc. Nu știu, nu mai țin minte, dar... Dar după aia, la un moment dat, în anul al doilea, nu am mai avut nicio nuntă, că nu mi-am mai făcut reclamă, am fost la puține, nu m-am mai dus la târg, n-am mai cheltuit bani pe promovare și Gracie pur și simplu m-a întreținut un an, cred că mai mult de un an. Dacă tu ești trofeul meu de soț. Și eu, în situația aia, eu mă simțeam foarte vinovat. Și știam că pot în orice moment să mă întorc la nunți, unde câștigam bine, pentru că întotdeauna mi-am luat meseria în serios și eram un fotograf bun, după părerea mea. Dar de fiecare dată când am întrebat-o pe Grisi dacă e cazul să renunț, că uite că nu s-au abonat oamenii, luna asta mi-au ieșit 20 de lei, era o sumă din asta... Nu conta. Grisi spunea că nu, că trebuie să continui și din cauza ei am reușit să trec peste momentul ăla în care vrei să renunți și să ajung într-un moment în care ies ceva bani și ai mai multă încredere. Pentru că primii 3 ani, chiar 4 ani, în anul al 4-lea eu câștigam 1000 de lei pe lună sau nu am... În continuare, veniturile Zaiafet, care sunt mult mai mari acum și sunt foarte fericit și mulțumit cu ce se întâmplă acum, dar... Veniturile Zaiafet depind de AdSense, de reclamele automate care apar pe YouTube. Pentru că eu am foarte puține sponsorizări. Lumea asta a advertising-ului e ciudată, trebuie să știi să te poți mula pe ea și eu nu știu. Așa că nici mai știu, am vorbit prea mult. Despre ce vorbeam? Da, despre cum te-am susținut eu la început. Ah, și Grisi m-a susținut. A fost ok. Ok. Am o problemă cu concentrarea. În ultimele 2 luni mi-e foarte greu să mă concentrez. Și îmi iau niște pastile, am stat prea mult în casă. Nu știu, Gracie nu are chestia asta, dar... Cât de mult înseamnă pentru mine Zaiafet? Da. Păi este proiectul nostru comun, cum ar veni. Adică este la fel de mult al lui Horică cum e și al meu, nu? Corect. E și al meu.
Da. Da. Amândoi am tras la proiectul ăsta. E copilașul nostru. La un moment dat când am început să câștig, nu venea să cred. Pentru că eu renunțasem la ideea că o să pot să am un canal de YouTube despre cărți. Deja mă gândeam să fac provocări nebune sau să mă uit ce dracu face Ilie. Sau erau unii populari atunci și mă gândeam trebuie să... Dar ce mai face Ilie? Nu știu. N-am mai auzit nimic de Ilie. Da, și... Wow. Așa, dacă ar fi să aleagă între Horica și Zaiafet pentru o excursie în jurul lumii, cine ar fi alesul? Păi... Da, adică Horica, dacă vrei... evident. Păi cred că întrebarea e așa, vrei să te plimbi cu mine și să-ți narez pe stil Zaiafet? Dar tu oricum faci asta, adică făcea asta și înainte să fii Zaiafet. Îmi plac... Îmi plac lucrurile, să știe lucruri despre locurile în care mergem. Da. Și, na, nu știu, e, așa era și înainte. Acum că e Zaiafet, nu e ca și cum își face un text dinainte acasă și după aia mi-l narează ca și cum ar fi la YouTube. Nu știu, e Horica all the way. De obicei când mergem într-o vacanță, Grisi cumpără ghidul turistic cu locuri de vizitat și... nu știu, restaurante recomandate și toate astea și se uite și pe aplicațiile astea speciale cu unde spune lumea că a mâncat nu știu ce plăcințică și era bună sau nu. Uh-huh. Și eu îmi cumpăr o carte despre istoria locului, obiceiuri, o carte, de exemplu, istoria Cubei pentru Cuba, pentru Praga am găsit legende locale și o citesc pe asta, pentru că îmi place mai mult să știu chestiile astea decât ce se poate vedea în muzeul ăla. Și mie îmi place să-mi... nu știu, să-mi îmbunătățesc cunoștințele din ghidul turistic cu chestiile astea pe care le citește Horica. Pentru că, de exemplu, în Praga, când am cumpărat cartea aia cu legende locale, mergeam în câte un loc din ghidul turistic și după aia exista și o legendă locală exact despre locul respectiv. Și era super, super mișto să citești legenda când erai chiar în locul ăla. Da. Deci vă recomand să căutați. De exemplu, dacă vizitați Bucureștiu, puteți să cumpărați cărți cum ar fi Străzi vechi din Bucureștiul de azi, de Alexandru Ofrim, parcă. Mai era dicționar de locuri bucureștene, de locuri literare bucureștene, unde fiecare loc, cum e Cismigiul, găsești cum e descris în mai multe cărți. Și, nu știu, e mult mai frumos decât să citești ghidul turistic clasic. Așa. Cărțile voastre favorite? Asta nu ai să mai vorbim despre cărți. Cum ți-ai dezvoltat pasiunea pentru călătoritul în țări din afara Europei? Asta e întrebare pentru tine, pentru că tu m-ai dus prima dată. Da. Păi, cred că tot a început cu prima mea călătorie în Asia, în 2010. Și na, de atunci am fost super impresionată de Asia. Am fost de aia și când l-am dus pe Horica prima dată, într-o altă zonă decât în Europa, am ales Asia, pentru că eram convinsă că și pentru el o să aibă același impact cât pe care l-a avut și asupra mea. Și drept dovadă, Cambodgia este locul lui preferat, de top, locuri de văzut. Și da, totul a început de atunci. Când am vizitat, atunci am fost în Singapore, Malaysia și Thailanda. E ceva deosebit. Și mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut că am stat 3 săptămâni și mi s-a părut că a fost prea puțin pentru... Am zis că trebuie neapărat să revin. Și am revenit într-adevăr cu Horica a doua oară în Asia. Și mi-a plăcut... Adică poate nu la fel de mult... Thailanda, de exemplu, nu mi-a plăcut la fel de mult ca prima dată, dar Cambodgia mi-a plăcut foarte mult. A fost super când am fost în Cambodgia. Singapore, iarăși, nu știu, Singapore mi-a plăcut cel mai puțin dintre toate astea. Singapore este un... foarte metropolă, foarte metropolă europeană/americană. E un oraș-stat foarte bogat. Cum e Vaticanul, mă rog, nu e cum e Vaticanul, dar e un oraș foarte bogat și ca care Monaco, e o țară. Cum e Monaco, da. Mai bogat ca Monaco.
Da. Extraordinar de modern și din cauza asta nu simți așa că ești în Asia. Dacă n-ar fi, da, nu simți. Dacă n-ar fi oamenii cu oamenii pe acolo cu ochii, cu ochii oblici, n-ai nu ți-ai dat seama că ești în Asia. Da. Pe când în Cambodgia sau în Thailanda sau în alte orașe care nu sunt ultra moderne, ultra tehnologizate, încă mai există un aspect local. Clădirile arată un pic diferit de ale noastre. În Singapore, clădirile sunt de sticlă și înalte. Și ai mai văzut clădiri de sticlă? Nu e ceva șocant sau așa de exotic să vezi o clădire mare de sticlă de birouri. Ce e frumos în Singapore și am vrut neapărat să vedem și cu tine, să văd și cu tine, pentru că ți-e place foarte mult. Este grădina zoologică din Singapore. Da. Îmi place să merg la zoo, da. Este, de aia am și ales traseul înapoi când am mers cu tine în Asia a doua oară. Am ales traseul prin Singapore tocmai pentru ca să mergem încă o dată la grădina zoologică. Este o chestie super, super drăguță pentru că construită într-un habitat foarte natural, așa, ca o, este o pădure tropicală, de fapt, în care sunt amplasate animăluțe pe care poți să le vezi. Și e foarte, foarte mișto. E lungă, mare, imensă. Da, e foarte frumoasă. Te dor picioarele de 10 ori până când termin de vizita toată grădina, dar e merită. Tu că țin minte că era o cușcă cu maimuțe și încercau să le învețe să scoată fructe dintr-o cutie cu un băț. Da, 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 da. Și, nu știu, mi se părea așa de exotic. E ca și cum vezi un experiment în timp ce se desfășoară. Chiar în fața ta, maimuțele alea învățaseră să apese pe ceva și să bage un băț pe sub o clapetă ca să scoată o bucată de fruct. Una reușise să facă asta și o făcea constant și cealaltă de lângă ea avea și ea o cutie și nu reușea deloc să mănânce. Și nu știu, mi se părea așa. Da. Ce făceai dacă nu te ajuta ea să închizi live-ul? Și acum era indirect. Da, asta era. Da. Cred că asta se întâmplă. Lumea are impresia că pentru că am un canal de YouTube, trebuie să fii foarte tehnic. Sunt foarte tehnic. Am fost o perioadă, acum mi-am pierdut interesul și pentru asta. Eram tehnic la fotografie. Dar fotografia nu e o chestie de tehnică. Ține mai puțin de tehnică și mai mult de compoziție, culori, lumini, intenție pe care o ai când faci o poză. Mult mai mult decât ține de ce diafragmă are obiectivul tău, dacă e 1.2 sau 1.4, e o diferență colosală de preț între astea două, dacă nu știți. Nu contează așa de mult. Și nici cât de bine e expusă imaginea, toate lucrurile astea, cel puțin pe partea de fotografie, pe mine mă lasă rece în ultima vreme. Și pe partea de social media, în afară de cum să încarc un clip pe YouTube și cât și de să-i cât dai share pe Facebook. Da, altceva nu mă interesează și alte platforme, pe Facebook mai pun întrebări și mai fac și eu câte un comentariu, dar nu am un interes real în pagina aia de Facebook să o cresc, pentru că Facebook nu te plătește și eu nu am de ce să-mi pierd vremea pe acolo. Vezi că audiența ta e pe YouTube, nu e pe Facebook, adică... Da. Adică, probabil că sunt unii care te văd pe YouTube și sunt și followers pe Facebook, dar nu vin pe Facebook să te vadă pe tine sau să-ți vadă filmele. Se duc pe YouTube să-ți vadă filmele dacă sunt interesați. Și pe mine ce mă interesează tot, în tot timpul zilei, eu nu folosesc niciun fel de tehnologie. Scriu în caiete compuneri și după vreo 3 săptămâni, acum scriu despre fascism, după 3 săptămâni de scris și rescris, când simt că sunt gata să filmez, dau drumul la cameră și spun ce am de zis. Nu e așa de multă tehnologie implicată în viața mea de zi cu zi și prefer să fie așa, pentru că am impresia că în afară de YouTube, unde chiar mă uit și mă uit în fiecare dimineață la mai multe canale de YouTube, nu? Da, majoritatea cu late night show-uri din America. Mă interesează cum au scris alții monologul și mă uit și la canale de educație. CGP Grey, Now You Know, mai multe Veritasium. Canale. Veritasium, da. Asta, Let Me Know. Nu știu pe asta. Cum ar fi Let Me Know, dar e Let Me Know. Let Me Know. Let Me Know. Just Let Me Know. Da. Mă uit la canale ăsta, Nerdwriter, ca să văd fiecare cum scrie eseurile și să văd dacă am ce învăța de la ei sau nu.
Da. Așa, dacă Cristina ar vrea să facă și ea YouTube, asta am mai vorbit. Din câte mi-amintesc, după ce ți-ai luat tu an sabatic, urma să-și ia și ea la rândul ei. Ea și-a luat an sabatic, nu eu. Da. A călătorit sau mai mult s-a bucurat de statul degeaba? Păi, dar ei știu foarte bine ce am făcut în anul meu sabatic. Păi, nu toată lumea. Spune și tu ce ai făcut. Da, deci mi-am luat anul sabatic în februarie. N-a fost un an, de fapt, au fost 7 luni. Și până în septembrie, același an. Deci, 7 luni. Am stat împreună cam o lună și jumătate în Olanda, pentru că sora lui Horia stătea acolo și fuseseră plecați în luna de miere, astfel încât am stat noi în apartamentul lor până când s-au întors. Avem și vloguri de acolo pe Da. canalul secundar. Așa. După care m-am întors în România și am început să lucrez la Zaia Shop. Da. Mă rog, am întâlnit cu furnizori, am discutat, am făcut multe chestii în spatele site-ului până când să ajungem să facem site-ul. Și în același timp, cred că din martie, am început să merg la un curs de spaniolă pentru că aveam deja biletele luate pentru Peru și Bolivia. Da. Și știam de când fusesem în Cuba, știam că dacă nu știi un pic de spaniolă ca să te descurci să vorbești cu oamenii pe acolo, oamenii de acolo știu foarte puțină engleză sau chiar deloc în Eu anumite locuri. credeam că Grisi spune asta doar așa, ca să, nu știu, că se simte vinovată că face cursuri. Nu e adevărat. Nu, oamenii chiar nu știu Nu știam engleză. engleză, Mi s-a nu. părut foarte ciudat să fii în America. Ești în America Latină. Ești foarte aproape, deși nu știi engleză. Na, mă rog. Nu știu engleză. Și pentru că eu... spaniola este, nu știu, este a doua cea mai vorbită limbă din lume. Da, nu simțeam Deci. nevoia să... Și atunci Grisi chiar a fost... cursurile pe care le-a luat ea chiar au fost de mare ajutor. Fără Da, ea, de da. multe ori, probabil că ne-am fi descurcat mult mai greu. Am fost la Institutul Cervantes și am făcut, cred că 2 module. Da. Am făcut de spaniolă și când am ajuns acolo, măcar lucrurile super basic pe care puteam să le discut cu oamenii, le discutam. Și mai ales dacă aveam nevoie de îndrumări sau aveam întrebări, whatever, puteam să punem Și ghidul întrebările și să turistic, de le... multe ori înțelegea ce spune ghidul turistic și îmi Da. spunea și mie. Pentru că nu era în engleză. Nu venea să cred că nu. Adică și la noi găsi. Mă rog. Asta a fost o surpriză pentru mine când am ajuns acolo. Și a doua surpriză, un prieten de-al lui Dan, soțul mamei mele, un prieten din facultate, stă în Peru. Și nu știam, adică știam că ne-a dat contactul lui și a vorbit cu el să ne ia de la aeroport. Și mă gândeam că după atâtea ore de mers cu avionul, cu așa, Da, e e bine să ne drăguț ia să te ia cineva. cineva. Dar nu, mă gândeam că o fi un om de 60 și ceva de ani, e chiar mai bătrân ca Dan, și că... Avea 70 de ani când ne-am cunoscut noi cu Na, el. mă gândeam că nu o Dacă să avea avem noi ce 80. face cu el. Și ne-am înșelat amarnic. Da, a fost Da. highlight-ul excursiei A noastre. fost cel mai mișto om pe care l-am cunoscut. Este astronaut. Nu e astronaut. Lucrează la A lucrat, că acum e pensionar, dar Da. a lucrat la NASA peruană. La NASA peruana, proiectat un satelit pentru spațiu. Vorbea română, dar ca un spaniol, cu un accent, că el nu e Foarte român. simpatic. El venise pentru un schimb de experiență, Nu, la Politehnică. a venit să facă facultatea în România și a făcut Politehnica în Timișoara, care durează 5 ani, dar înainte să meargă la Politehnică, a venit cu un an înainte să facă cursuri de limbă. Da. Deci el a stat 6 ani efectiv în România, sau poate chiar mai mult, Plus că dar... soția lui, Și care apoi e s-a româncă, căsătorit cu o româncă, da. da, soția lui s-a mutat cu el acolo și preda literatură comparată la facultate, nu? Foarte interesant omul. Foarte interesant, da. Și adică după aia deci după toate astea, după ce am făcut cursul de spaniol, am mers în America de Sud. Și după aia ne-am întors după vreo lună jumate, dar la fel din America de Sud. Și am terminat Zaia Shop-ul pe care l-am lansat în august în 2018. Și după aia, nu știu, m-am întors la muncă.
de fapt. De fapt, ți-ai găsit alt loc de muncă? De fapt, da, mi-am schimbat jobul și din septembrie m-am întors la muncă, alta muncă. Da, mă rog. Da. Iar a fost o chestie emoționantă și pentru ea și da, pentru mine puțin, fost, că, uite, Grisi încearcă altceva. Păi la celălalt job eram deja de 12 ani da. Și a fost un pas mare. Da. Da. Ai fost și la cursuri de assertiveness? De... N-am fost. Mă rog. N-am fost. Așa. De ce nu a mai apărut în clipurile tale? Pentru că ea lucrează în taxe și de obicei e la muncă, nu știu. Taxele nu sunt amuzante pentru da. Clipurile ZF. Își face treaba. Nu sunt amuzante, dar ea este super profesionistă în taxe. Nici nu știți. Nu știți voi. Da, e foarte apreciată. De cool e Gris în taxe. Este, da. Chiar ești, de ce? Da, e funny doar. Așa. Știu că Grisi face planul și logistica concediilor. Cum face? Care este punctul de plecare? Care sunt punctele cheie ca să stai o lună în concediu? Da, totul începe cu biletul de avion pe care, mă rog, dacă știi, îți faci un plan așa de dinainte unde ai vrea să te duci anul viitor. Și zici, mamă, vreau să mă duc o lună să stau în Asia. Și te gândești unde anume în Asia sau, da, cam unde anume în Asia, Asia de Sud-Est, Japonia, China, whatever. Și după aia aștepți și te uiți după bilete de avion să prinzi un deal. Stai și aștepți și te uiți până când vine deal-ul. De obicei deal-urile la avioane sunt în ianuarie. Și mai sunt și în timpul anului, dar trebuie să stai cu ochii pe ele, să le urmărești, să te abonezi la newsletter și toate astea. După ce ți-ai luat biletul de avion, așa, după aia te uiți să vezi, ok, te-ai ales țara aia în care vrei să te duci, pentru că vrei neapărat să o vezi sau zona respectivă. Și după aia te uiți să vezi ce anume este de văzut în țara respectivă. S-ar putea să fie chestii de văzut de 2 săptămâni în țara aia. Și atunci îți faci un plan pentru alea 2 săptămâni. Doar că planul ăla trebuie să ți-l scrii pe hârtiuță. Adică, nu știu, ajung pe, nu știu, 16 iulie, ajung în Tokyo. Din Tokyo ce fac? Cât stau acolo? Hai să îmi pun, nu știu, 5 zile pentru că e un oraș mare și e frumos și am auzit eu că e super cool și stau 5 zile. După care dacă stai 5 zile, te uiți să vezi dacă îți permiți să stai 5 zile în Tokyo. Pentru că o noapte la hotel în Tokyo, într-o cameră foarte, foarte mică și pricăjită, în care simți că nu ai aer, este 100 și ceva de euro noaptea, da? Da, da. Și după aia te gândești, poate nu vreau să stau 5, vreau să stau numai 4 sau așa. Și așa îți faci pe parcurs. După aia zicea, ok, după Tokyo ce vreau să fac? Vreau să mă duc în Kyoto, ok, care sunt de fapt alternativele să ajung acolo, tren sau, nu știu, avion. Ok, care sunt scorurile la avion, care sunt la tren. Și mai departe, și din pas în pas, după aia poate la final îți dai seama că 2 săptămâni pe care le programați pentru țara respectivă sunt prea puține sau prea mult. Atunci îți tot refaci planul în funcție de cum găsești pe etape zboruri, trenuri, autobuze, conexiuni, hoteluri și mai departe. Și după aia, la final, poate că, nu știu, eu de obicei la final vreau să am 4 sau 5 zile de relaxare la mare. Și atunci știu că la început mă duc în orașul X, la final mă duc în, nu știu, pe plaja Y. Da, și atunci între le aranjez într-un fel încât să nu fie nici foarte obositor, adică 3-4 zile să stăm undeva și să nu fim tot timpul pe drumuri. Cam asta este. Și eu nu știu nimic din toate astea, doar mă prezint acolo și fiecare zi e ca o surpriză pentru mine. O întreb ce facem astăzi în ziua respectivă. Da, eu nu planific și ce facem în fiecare zi. Când suntem deja acolo, mă uit să văd, ok, erau 2-3 chestii mișto de făcut. Hai să le facem așa pe rând și după aia descoperim ce mai e și în plus față de ce citisem eu înainte. Ați fi avut același parcurs dacă vă cunoșteați în era asta mai tehnologizată? Nu știu. Nu știu ce să zic.
Cred că nu. Sau ar fi fost o coincidență să ne mai cunoaștem. Adică crezi că nu ne-am fi... cunoscut. Crezi? Păi crezi că nu ne-am fi followed sau ce-ți dai acum? Nu ne-am fi swiped right pe, păi, pe ba Tinder? Ba da, dar ar fi fost șanse mult mai mici. Pentru că nu era Tinder când ne-am cunoscut noi. Și eu am întrebat o prietenă pe care o aveam noi, o prietenă comună, dacă știe pe cineva care s-ar potrivi cu mine. Și așa ne-am cunoscut. N-a fost... Da. Nu știu, a fost foarte pe stil vechi. Dacă... chiar pe stil vechi, adică nu. Prin cunoștințe. Prin cunoștințe, da. Păi e pe stil vechi. Vechi era dacă mama ta vorbea cu mama mea să ne întâlnim. Adică... Nu, ăla e stil ultra vechi. Nu, nu e chiar așa de... Asta este pe stil clasic, să zicem. Ne-am cunoscut noi. Da. Pe Tinder, asta înseamnă că într-o plajă de mii de candidați, știi, să dăm amândoi dreapta și să ne întâlnim, ar fi fost șanse mult mai mici. Da, probabil. Da. Asta e. Așa, vă doriți să aveți copii? Hai să nu mai vorbim despre asta. Da. Ce părere are despre orgiile la care visezi? Că nevastă mea... Asta e cea mai bună, că după aia apare aici. Știi că mi-apare și mie ce comentez, nu? Și e chiar nevastă asta. Bună. Ce bună asta pe Facebook. Ce părere ai de orgiile astea la care visezi? Păi, mai ales astea de care tot povestești că se întâmplă după pandemii și alte, da. Alte evenimente care zguduie lumea din temelii. Păi, de-abia aștept. De-abia aștept să văd orgiile pe stradă. Când mai primește doamna pachet de la mama ei? Am primit un pachet săptămâna trecută, nu... Da, dar nu am primit cu prăjituri. Vezi emoticonul de prăjituri? Da, așa, am primit numai chifteluțe. Da, am primit chifteluțe și friptură. Dar cred că, sau sper de fapt, că o să vină mama în curând cu prăjiturile sau să prăjiturească chiar aici. Nu știu, sper să vină în curând, ca să vadă și unde ne-am mutat și toate astea. Da, imediat după ce terminăm cu vaccinul, începem cu... întâlnirile. Câteva sfaturi pentru cuplurile tinere moderne. Adică ceva ce știm noi și un cuplu modern ori nu știe... Ori n-a avut suficientă experiență afle. Ca să afle, da. Bună întrebare. Măcar dacă am fi așa de deștepți încât să dăm sfaturi. Eu nu știu ce sfaturi să le dau altora pentru relația lor. Nu știu, să... Să respecte unul pe altul, cred că e cel mai important. Cred că noi am avut foarte mult noroc. Foarte mult noroc, dar, no. Dar ne și respectăm unul pe celălalt. Păi da, dar nu e o chestie la care... Știi că asta cu să spui că să se respecte unul pe altul. Eu te respect pe tine pentru că te respect, să... nu pentru că mă chinui să te respect. Da, dar nu e numai să mă respect pe mine, ci să îmi respect și părerile și ideile, da. Să nu mi le, nu știu, să nu vin eu cu o idee și tu din prima o dai la o parte pentru că, nu frate, nu, eu sigur nu e nimic bun în ce spui tu, sau eu să fac invers cu tine, să-ți asculți părerile, da, să, da, să înțelegi de unde vii, adică să ai... Da, înțelegerea asta lucrurile... față de celălalt. Da, și eu înțeleg și sunt de acord. Dar toate lucrurile astea sunt foarte ușor de zis și eu cred că nu le fac pentru că mă chinui să le fac. Da, dar s-ar putea eu să chiar fie un indiciu pentru părerea. Unii că nu este relația potrivită. Da, adică singura chestie e nu să te chinui să-ți respecti partenerul. Da. Mai mult, dacă tu nu îi respecti părerile... Înseamnă că nu ești în relația potrivită. Sau uite, noi de, da, probabil că asta de 10 ani ne știm aproape. Da. Nu? Anul ăsta se fac 10 ani. Anul ăsta da. Se fac 10 ani. Și noi nu ne-am certat. Poate un pic așa ne-am hârjonit câteva ori, dar niciodată nu ne-am certat până acum. Asta pentru că eu chiar cred că Grisi este un om foarte inteligent. Și eu cred că Horica este un om foarte inteligent. Și eu chiar cred ce spune ea. Mi se pare important. Nu vreau să, nu știu, am tot respectul pentru ea și nu vreau să-i fac rău și apreciez foarte mult tot sprijinul pe care mi l-a acordat și vreau să o ajut și eu. Și nu știu, lucrurile astea nu s-au întâmplat că m-am chinuit, asta e. S-au întâmplat pur și simplu. Eu îmi doresc tot ce e bun pentru Horica, să nu-i se întâmple niciodată nimic rău. Dacă are vreun necaz
să pot să-l ajut în vreun fel, dacă pot. Da, dar nu, sunt ce, adică, nu e ceva ce am forțat. Sau, nu e o experiență specială. E o chestie pe care o simți. Da, o simți sau nu. Da. Uneori ai toată aprecierea pentru un om, alte ori, nu știu, vrei să obții ceva de la el și atât. Și mai e și chestia aia, știi, când ai o chestie pe care vrei să o discuți și cu cineva și... Băi, parcă n-aș vrea decât cu Horică să o vorbesc sau, știi? Da. Sau de-abia așteptam o chestie să spun cuiva și primul care mi sare în cap e Horică, imediat îi dau lui telefon. Da, dacă e o bârfă, ceva crocant, mie îmi plac astea. Sau dacă mi s-a întâmplat ceva, ori, chiar dacă ești, na, e nașpa, știi ce mi s-a întâmplat, sau dacă e o chestie foarte mișto, tu ești primul pe care vreau să-l sun. Uite, altă întrebare, ai servici? Da, normal că am serviciu. Are serviciu. Și da. Cât iei la salariu? Nu vorbim despre asta, asta e o întrebare foarte personală să o pui într-un podcast. Și fac că mă ocup cu taxe, după cum am spus mai devreme. Da. Este, tu ești tax manager? Da. Am știu ce faci. Așa. Poți face un clip despre cum ar fi arătat lumea? Asta e altă, nu e întrebare pentru noi. Da. La prima întâlnire la Hanul Manuc, cum a decurs? Povestea lui Grisi. Ah, chiar. Ai și tu o altă variantă? Alternativă? Păi, nu știu care e varianta ta. Păi varianta mea e că mă simțeam frustrat, credeam că nu o să mă mai iubească nimeni, m-am dus la întâlnirea asta cu tine și aveam un test. Era un fel de testul de iubită. Și testul meu a fost că mi-am luat 3-4 feluri de mâncare și le-am mâncat... mi-aduc aminte, da. Deci eu în naivitatea mea nu știam că ies la o întâlnire de fapt. Pentru că mă întâlnisem cu tine înainte să mergem la Hanul Manuc, mă întâlnisem cu tine că discutasem înainte să îmi vinzi o bicicletă, bicicleta portocalie. Pentru că eu eram așa de timid că nu puteam să întreb pe cineva dacă vrea să iasă la întâlnire cu mine. Așa că aveam eu o bicicletă de vânzare, știam că ea, dar bicicleta mea nici măcar nu era de vânzare. Era bicicleta mea și când m-am întâlnit în oraș cu Cristina și cu prietena noastră comună, fetele astea discutau despre cum vor să-și cumpere o bicicletă. Și așa am făcut eu, am zis, hai că-ți vând eu bicicleta. Asta a fost. Așa că, da, no. M-am dus să văd bicicleta și să văd dacă îmi place, de fapt, și să o iau dacă îmi place. Da. După care Horică a zis, dar nu vrei să mergem să mâncăm ceva la Hanul Manuc, că mi-e foame, că nu știu ce. Și a zis, da, hai să mergem să mâncăm. Da. Sigur, nicio problemă. Faptul că eram parfumat și cu cămașă nouă și toate astea. Păi eu nu știam că tu de obicei nu ești parfumat și că nu ai cămași noi. Ok. Adevărul este că Horia foarte rar poartă parfum. Adică nu se dă cu parfum. Dar... nu, adică nu că nu miroși frumos. Nu, ești tot timpul curat așa, dar nu știam pe vremea aia că tu nu porți parfum tot timpul, nu te dai cu parfum. Deci, da, nu m-am gândit că, mă scoate la o întâlnire sau ceva. Ok, și după aia când eram acolo la Hanul Manuc, mi se părea un pic dubios că suntem într-un loc în care erau lăutari sau ce era ăla, era un nenea care... cânta la vioară și mă enerva maxim chestia aia cu vioara. Aia te enerva? Da, era enervat pentru că mă gândeam, aoleo, o să vină la masă și o să trebuiască să-i dăm bani și nu o să ne mai lase, nu o să mai plece de acolo și o să ne tot cânte. Și mă enervează chestia asta la restaurante de obicei. Când vin oamenii ăștia care cântă pe la mese, le dai bani în speranța că o să plece. Și ei rămân acolo, frate, și cântă în continuu, ca și cum ele ia bani ca să rămână acolo să cânte. Da, deci, da, asta m-a stresat un pic. Eu n-am avut problema asta. Și când a oprit muzica și în sfârșit puteam să ne și auzim ce vorbim, mi s-a părut că a fost mult mai ok. Da, și nu, nici nu mi-am dat seama că ți-ai luat 100 de feluri de mâncare sau 3 feluri. Sau... Ai, mă gândeam, frate, eu fi foame, n-o fi mâncat nimic toată ziua. Deci eu mă uitam la... eu vreau să văd dacă o să strâmbe din nas, pentru că fosta... cu care am fost eu, tipul cu care am fost eu mai mulți ani, îmi reproșa întotdeauna că sunt gras și mă făcea să mă simt rău de tot. Și atunci mă gândeam că următoarea mea iubită trebuie neapărat să, dacă mă mai iubește cineva vreodată, să nu se uite la mine că sunt așa de gras, știi?
Și ăsta era era o chestie importantă pentru mine, să nu să-mi cumpăr mai mult decât pot mânca, doar așa ca să văd ce reacție are. Nici nu m-am gândit că n-ai observat chestia asta. Și cu lăutarii, eu n-am observat deloc lăutarii, pentru că eu mă duceam la nunți. Erau lăutari în viața mea 20 de ore pe săptămână, cel puțin, de lăutari non-stop. Mie nici nu-mi păsa. Eu nu observam dacă era un lăutar lângă mine sau era oricum îmi duceam viața cu lăutari. Stăteam la masă cu ei, e masa oamenilor de la nuntă, invitaților, și e masa lăutarilor, fotografilor și așa, pe care, nu știu, n-aveam niciun stres cu lăutarul ăla de acolo. Așa. De unde vine Grisi? Din Baia Mare. De la Grisină. E o poreclă pe care i-a pus-o altcineva. De la ea, de la muncă. Da. Dacă face sarmale bune, să facă un giveaway. Vă place prăjala? Asta... Mai mult fiert. Acest... Mai mult fiert sau la cuptor? Noi îl știm pe acest nesimțit, care este... Tânăr. Acest tânăr. Acest tânăr nesimțit. Ce este el? Finuțul? Nu e fin. E... Un tip. Da. E soțul sormea. Îl rog să mă sune și să mă întrebe personal. De acum încolo. Hei, doar pentru că Horică e mai grăsuț, nu înseamnă că mănâncă doar prăjit. Mănâncă și la cuptor și fiert, ok? Da. Ce mâncare iese cel mai bine și pentru tine de nu slăbești? De ce nu slăbești? Ce mâncare mi iese cel mai bine? Da. Horică, spune tu ce mâncare mi iese cel mai bine, te rog. Grisi face micul dejun și în ultimul an face și mâncare la prânz din când în când. Ah, cred că cel mai bine îmi ies niște mâncăruri foarte, foarte simple, da. Dar care, mă rog, dacă sunt ingredientele bune și asezonate corect și frumos și mișto, au un gust foarte, foarte bun. De exemplu, fac un fel de pizza fără carne. Eu de obicei comand de mâncare, că sunt închiriez o garsonieră undeva unde filmez clipurile Zaiafet. Garsoniera aia e prea mică și în sufragerie aici o să filmăm podcasturile până când, dacă reușesc să câștig destui bani din podcasturi, o să închiriez un sediu mai mare unde să le fac pe amândouă. Dar la prânz de obicei sunt la sediu și acolo eu îmi comand de mâncare. Și Grisi doar de când a început pandemia gătește pentru prânz. Da. Din când în când îmi iau și eu din ce face ea, dar de cele mai multe ori nu. Până acum noi avem un ritual de dimineață care se mai schimbă de când ne-am mutat, dar de regulă ea se trezește prima, se duce la baie, se spală pe dinți toate astea și pe urmă se întoarce și face un zgomot sau ceva să mă trezesc și eu, nu? Nu fac zgomot intenționat, Horia, ce naiba. Oricum, mă trezesc și eu după ce s-a spălat Grisi pe dinți. Ia să zicem bucătărie. Am închis ușa sau ceva, nu știu, dar nu e intenționat ca să te trezești. Ia să zicem bucătărie să facă ceva de mâncare pentru micul dejun. Eu mă duc să mă spăl pe dinți. Când ajung, ea e pe la jumătatea făcutului de mâncare și eu fac cafeaua pentru amândoi, pun lapte și toate astea și ne așezăm la masă cam în același timp. Da. Da. Deci eu fac mâncarea, Horia face cafeaua, ca să fie clar. Da, asta e singura chestie, nu... Da. Dacă e cineva dintre noi care guvernează, dintre voi care guvernează relația? Nu știu, ce nu să cred. Guverneze? În proporții diferite. Nu, că n-am... De ce? Nu că... e nimeni șeful... Dar nu vreau să-i cer... la celălalt sau da. Ceva, nu știu. Nu vreau să-i cer nimic. Dacă vrea să facă ceva... De exemplu, tu ieși cu fetele sau... Da. Dar niciodată nu... Nu știu, tu ieși, te duci cu fetele. Nu știu, presupun că dacă vreau să mă duc undeva, mă duc undeva, nu e... Da, dar și tu ieșai la un moment dat cu prietenul ăla al tău, da. Andrei. Și nu mă simt obligat să o întreb dacă pot să ies sau ceva, doar să-i spun că ies. Nu e genul ăla de relație. Nici nu cred că e sănătos să ai o relație în care... Să trebuiască să întreb dacă poți să faci ceva. Dacă tu ai încredere în partenerul tău, în soțul tău, în soția ta, în ce-o fi, că e un om cu capul pe umeri, care nu o să cheltuiască toți banii din familie sau știu și eu toți banii din casă,
Sau știu și eu ce rahat o să facă. Nu știu, eu am încredere în ea și ea are încredere în mine. Nu o să mă duc undeva și o să fac ceva care să ne afecteze, să ne strice în vreun fel viața. O să mă duc în oraș cu cine vreau eu și ea la fel, cu prietenii sau cu... O să mă duc la un film, poate, sau... Nu știu, sau poate că se gândesc la... Cred că sunt unele cupluri, știi, unde ăsta, dacă știi, cu femeia care îl controlează pe el... Pentru... A, gen să mă uit la tine în telefon, să văd nu, dacă nu ai vorbit cu cineva sau cum. Nu, nu e gelozie. Îl controlează pentru că nu are încredere în deciziile pe care le ia. Adică ăla se duce și... facem ce eu zic eu, mergem unde zic eu, nu știu ce, nu? Sau gen, ăla are o zi de salariu, să zicem. Așa. Și în ziua lui de salariu, el se duce și își cumpără, nu știu, 5 tot. Beri. Ci. A, tot. Termină salariul, okay, știi? Și după aia nu mai e salariu, gata. Aha, ok, există, probabil că există și asta. Există și chestia asta, sau poate că e și invers, nu știu, de obicei în filme sau stereotipul e cu bărbat. Dar poate și invers, cu o femeie care are, nu știu, o pasiune pentru Rocky. Sau știi, pentru... Rocky 5? Pentru bijuterii, pentru ceva, știi? Și îi vine salariul și, bă, a cumpărat bijuterii de tot salariul și atunci trebuie să stai cu ochii pe ea, trebuie să îi pui, să iei banii sau să-mi iei tu mie banii, știi? Trebuie să, nu știi ce o să fac, poate mă duc în oraș și... Cred că asta este un nou indiciu că relația nu e ok. Da. Cred că e un indiciu foarte bun, pe lângă ăla că nu-ți vine de la sine să o respecti sau să-l respecti. Ăsta al altul e un indiciu foarte clar că ceva nu e ok acolo. Da, nu e vorba că te înșeală cineva sau nu e o chestie de gelozie. Da. E o chestie de, poate că nu e nici de cheltuială mare, știi? Poate că eu mă duc în oraș și beau așa de mult că o să vomit pe mine sau o să fac ceva, o să-mi fac rău. Știi? Sau o să ajung acasă și o să distrug pe aici, o să cad, o să trebuiască să mă trăști în... Și atunci trebuie să știi unde mă duc. Nu știu, n-avem problema asta. Nici eu cu ea, nici ea cu mine. Așa, deci nu mai faceți daily vloguri? Pentru că... E foarte greu. Suge efectiv, nu știu, toată vlaga din noi. Este foarte, foarte obositor să faci daily vloguri, pentru că în fiecare zi trebuie să găsești subiect pe care să-l filmezi. Nu poți să filmezi doar, nu știu, noi doi mâncând micul dejun și ieșind după aia în oraș să ne plimbăm, mai ales acum că e pandemie, cu măștile pe gură, pe nas, și ne plimbăm prin oraș. Na. Da. Și după aia, la final, la revedere, asta a fost vlogul de azi. Adică... Eu m-am apucat de daily vlog după ce am văzut vlogurile lui Casey Neistat, la care sunt abonat și care mi-au trezit pofta să filmez ceva, pentru că timp de mulți ani am făcut poze la nunți și aveam eu cred că sunt foarte potrivit, dacă aș avea energie, și pentru daily vlog mult mai potrivit decât alții care fac daily vlog și care, mă rog, în afară de Casey Neistat, foarte mulți pe care i-am urmărit o perioadă m-au dezamăgit. Mi se pare că nu știau meserie, nu știau să încadreze, nu știau să editeze, nu aveau niciun fel de... Dar ideea... Era o plăcere pentru mine să lucrez cu scula, efectiv, să mă joc cu camere video și să... Da. Dar în afară și de asta... să iei cadre frumoase și să încadrezi lucrurile pe care vrei să le arăți, să le încadrezi frumos. Da. Da, adică el ieșea și filma doar pentru că îi plăcea foarte mult să facă asta, să filmeze. Chiar dacă nu era un subiect în spate, dar după aia a venit presiunea asta de a avea un subiect sau de a avea ceva de filmat pe care merită să-l arăți, pentru că altfel lumea nu o să mai uite. Și asta e diferit de să filmezi ce faci în viața ta. Da. Pentru că noi în viața noastră am mâncat micul dejun, am vorbit despre... Da, am citit o carte, ne-am uitat la un film, poate că în timpul săptămânii muncim. De la 9 la 5, la 9 la 6. Și bem un ceai seara, poate bea o bere, poate așa, și după aia ne uităm la un serial. Nu avem o viață palpitantă. Și nici nu o vreau. Nu vreau să fie palpitantă. Eu mă simt foarte bine așa cum e. Nu e o viață pe care să merite să o filmez. Casey, în schimb, mi se pare că avea o viață palpitantă. Casey, așa? Îi spunem Casey acum? Prietenul nostru Casey. My good old friend Casey. Avea o viață destul de palpitantă. Avea foarte multă energie și... Da, foarte multă energie. Noi nu suntem așa, noi suntem super chillaxați, nu știu, da. Chillaxed. Cum e viața cu un YouTuber în casă?
Păi, în afară de atunci când au fost daily vlogurile, pentru care, la care simțeam și eu presiunea asta că trebuie să mergem să facem ceva în fiecare zi, sau în weekenduri, când weekenduri eram și eu pe acolo, nu am simțit o, nu știu, modificare semnificativă în viață. Nu. Plus că tu, când ești acasă, nu ești YouTuber, tu ești Horică, ești Da. soțul meu Horică. Da. Și YouTuber mai devii când ieșim pe stradă și te recunoaște lumea. Asta era singura chestie. Da, și nu e chiar așa. Nu e supărătoare deloc. Da. Vă e dor de hamsi cu mușdei? Adică, cred că mi-e dor eu hamsi cu mușdei, sunt doar pe plajă, nu? Da, exact. Mi-e E dor dor. de mers la în vamă și mâncat hamsi cu mușdei pe plajă sau lângă plajă. În septembrie, când a fost ziua lui Grisi, a fost singura dată când am ieșit din București și din, mă rog, în afară de perioada cât am stat la mama și ne-am dus o zi la mare. Nu ne-am cazat nicăieri, că ne era frică de hotel și să nu cumva să trebuiască să intrăm undeva într-un spațiu închis cu alți oameni. Am stat pe plajă și ne-am dus la delfinariu. Am mers, am plecat dimineața la 7 din Da. București și ne-am întors seara pe la 9. Dar a fost atât de frumos A fost, da. pentru că în rest zilele noastre erau așa de monotone și la fel, totul se întâmpla la fel. El mergea la sediu, eu rămâneam acasă și munceam, seara ne întâlneam, era super cald, ne uitam la un film, ne culcam și a doua zi la loc, același lucru, exact același lucru, în fiecare zi aceeași chestie. E foarte Nu mai greu, ieșeam, da. ieșeam și ne plimbam doar prin prejur, o jumătate de oră, o oră, ne întorceam acasă, asta era highlight-ul zilei, plimbarea de seară, care era tot timpul în cartier, în jurul blocului, pe undeva pe acolo. Și nu știu, deci era... A fost Și foarte greu și după aia plecatul ăsta la mare ne-a rupt așa din monotonia asta, a fost ceva extraordinar. Am ajuns pe plaja care era absolut goală, era da. încă frumos afară și soare și călduț. Am stat la plajă puțin și după aia am mers și am băut pe o terasă un cocktail, doar eu că Da. Horica a condus, dar era ziua mea. Și apoi am mâncat ceva și cred că chiar am mâncat hamsi. Hamsi cu Da, muștei? asta a fost. Da. Și după aia am fost la delfinariu. Și după delfinariu, după aia am mai mers pe la cazino și ne-am plimbat. Pe la cazinoul din Constanța, Pe clădirea. Nu faleza aia. ne-am dus la cazino să Ah, dăm. da, la cazino din Constanța, da. Da. Ne-am plimbat pe faleză pe acolo. A fost frumos, da, a fost o zi. A Sper fost să ceva pot să. super, super. Da. De-abia aștept să ne facem și noi vaccinul, să terminăm cu toate chestiile astea și să putem să ne mai plimbăm. Că e. Măcar prin România mi-ar plăcea să mă plimb așa, știi, Cred că fără multă lume frică că trebuie să are. stau în carantină 100 de zile și la plecare și la întoarcere și la nu știu Eu ce. încep să-mi pierd motivația și am o problemă cu concentrarea acum. Niciodată n-a fost așa de rău pentru mine la nivelul de concentrare. Uite, nici nu pot să mă exprim bine. Se pare că am început să vorbesc un pic mai prost? Nu, mi se pare că ai început să vorbești mai prost. Cred că E chestia asta că mă trezesc de dimineață. Nu mai ai exercițiu de a vorbi cu atâția oameni cu care vorbeai înainte. Da. Adică nu mai avem contactul social pe care îl aveam înainte. Și Cu mă oamenii cu trezesc de care vorbim dimineață mai și mult e și pe aceeași zi. telefon. Am impresia că e tot martie, nu știu, e aceeași zi la nesfârșit. Cred că pentru mulți dintre voi e la fel. Și nu știu, vreau să spargă ceva monotonia, pentru că încep să-mi pierd și ambiția să fac ceva sau. Acum am lucrat la un text, cred că e cel mai bun text pe care l-am scris ăsta care urmează cu fascismul, pentru că am lucrat foarte Cu mult la adevărat. el. Dar am lucrat la el într-un fel în care n-am mai făcut-o până acum, l-am rescris de vreo 10 ori, pentru că nu am altceva de făcut și pentru că m-am săturat să mă uit la. Nu am făcut nimic altceva decât să lucrez la textul ăsta și să mă plimb prin casă. Pentru că nu mai pot să mă uit nici la seriale, nu mă interesează ce dracu o să pună ăștia pe Netflix și, nu știu, am făcut chestia asta 3 săptămâni. Stau cu fascismul în cap. De-abia aștept să se termine și să pot să mai schimb un pic viața ca să mă întorc la muncă cu poftă, nu? Așa. De ce vrei dumneata să faci podcasturi? Ca să fie ceva nou. Nu e neapărat pentru bani, deși dacă aș câștiga bani în plus m-ar mulțumi, dar ca să fie un pic ceva nou în viața mea. De un an de zile, în fiecare zi, am avut aceeași zi.
Vreau să schimb, să sparg un pic monotonia. Și mă gândesc că sper să vă placă și vouă, sper ca și voi să obțineți ceva nou de la treaba asta. Mai ales când o să vină invitați care, nu știu, care chiar au chestii de spus spre deosebire de mine, că acum suntem la un Q&A din ăsta în care, Da. ok, oamenii au fost poate unii curioși să afle câte un lucru, una alta despre noi doi, dar, nu știu, în viitor o să vină oameni care chiar au lucruri de spus și care chiar au făcut ceva în viața asta, care să merite, nu știu, să fie pe sticlă. De ce te-a lăsat să te îngrași din nou? Iar nu știu de ce lumea vă care 35 de like-uri. De ce credeți că cineva stă, că Grisi e un om care stă să-mi supravegheze farfuriuța? Eu când am slăbit, am vrut eu să slăbesc și multă Da. lume credea că Că eu Grisi. l-am determinat în vreun fel. Da, și Și eu le acum că... spuneam tuturor, dar nu am făcut absolut nimic. Horia și-a dorit să slăbească și s-a ambiționat atât de mult încât a slăbit, nu știu, 40 și nu știu câte de kilograme a slăbit atunci. Și era o tată, da, nu, sigur ai văzut tu ceva. Nu, chiar Uite, nu am acum... avut, l-am susținut într-adevăr, adică nu i-am spus niciodată, nu știu, bă, lasă-mă că nu o să slăbești tu, cât o fi ziua de lungă, poți să Da. mănânci tu numai salată și nu știu ce, cât o fi lumea asta, nu o slăbești tu. L-am susținut. Da, nu știu, nu e mămica mea, nu știu de unde vin întrebările astea. Sau, oricum, uite, de Și exemplu, dacă vrea acum să am... slăbească din nou, eu din nou o să-l susțin, dar nu o să Da. mă supăr pe el din cauza că s-a îngrășat. Acum m-am speriat anul ăsta cu COVID-ul, mi-au ieșit și analizele la sânge mai prost și m-am lăsat de fumat. N-am mai fumat de 5 săptămâni. Iar n-a fost, nu știu. Nu e ca și cum mi-am spus eu, păi, dacă nu fumezi, Da, m-am lăsat. nu mai vorbesc cu tine o săptămână. Am zis că hai să văd dacă pot să nu fumez. Și e destul de dificil, pentru că cred că dacă aveam ceva de făcut în afara casei, era mai ușor. Da, mă rog. Așa, Zaiafet e un turcism? Da, înseamnă petrecere cu lăutari. Îmi place mie. Ești așa slăbuță pentru că ți-a mâncat grasul ăla mâncarea? Hai mă, că s-au dat seama ăștia care-i treaba. Și-au dat seama care-i treaba, nu pot să cred. Întrebarea mea pentru Grisi este: ce ai văzut la Horia și de ce te-ai măritat cu el? Păi, cred că am spus deja, nu? Că ești frumușel, Corect. ești foarte deștept. Asta n-ai spus-o N-am spus-o data de trecută, dar este, nu știu, mi se pare că e implicită, pentru că toată lumea știe că ești foarte deștept și inteligent. Pentru că te porți frumos cu mine și mă faci să mă simt foarte bine. Ok. Mi se pare corect. Nu? Și pentru că am insistat foarte mult. Adică am insistat. Eram... Ok, hai să ne căsătorim. Și era... Nu știu dacă sunt pregătită, nu știu că sunt prea tânără, Nu nu știu știu ce dacă să așa și zic. eram turum. Trum, uite inelul. Am vorbit deja cu taică-tu. De ce mănânc așa mult și nu e grasă? De unde știi cât mănânc eu? Mănâncă destul de puțin și face sport în fiecare dimineață, face Fac sporturile niște astea. sport, da. Adică Da. pentru că stau acum mai ales în casă toată ziua. Da, Fac un da. pic de sport pentru că altă mișcare nu fac. Dar și înainte de pandemie mergeam de 3 ori pe săptămână la sală. Ce sporturi extreme ați încerca? Sporturi extreme. Eu sunt total zero barat la sporturi extreme, adică sunt total împotriva lor. E speriată de... Fai de mine, deci îmi tremură gladiolele numai când mă gândesc la sporturi extreme. Da. Și s-ar putea ca unele chestii la care mă gândesc că o să nici măcar să nu fie sporturi extreme, adică Ea nu e cea mai curajoasă nu și se, sunt, când e nu. într-o situație de asta așa, se, nu e bine să o sperii pe Grisi Nu și sunt. atunci... Și eu cu sporturi extreme... Sunt prea gras și prea leneș să fac sporturi extreme, nu Da. mi-e frică. Ai Depinde făcut de... la un moment dat, te-ai aruncat cu Parapant. parapanta, așa. Dar nu e un sport extrem ăsta. M-am dat Păi e cu... destul de extrem Da, dacă am te făcut gândești lucruri, m-am dat cu când. parapanta, m-am dat cu placa, am tot căzut, m-am lovit de toți copacii, vreo A, 2 ani da. la rând. Super. Cred că de-aia am o problemă, pierd vocalele din când în când.
O, ce am mai făcut? Da, n-am avut ambiții neapărat în sensul ăsta. Da, nici eu nu-mi doresc neapărat ceva Dar să extrem. știi că nici tu nu ești foarte speriată. Mai știi când ne-am dus în deșert cu mașina aia de teren? O, Doamne, da, deci a fost ca un roller Și ți-a coaster. fost frică? Mai nu neapărat frică, eram plină de adrenalină. Dar eu m-am aruncat cu placa de pe dună A, eu nu m-am și tu nu aruncat. te-ai dat. Da. Da, pentru că era o dună de nisip foarte, foarte înaltă și foarte abruptă. Da, și te dădeai cu o placă până jos, ca Și la derdeluș. tu când te-ai dat, tot timpul în care te-ai dus până la baza dunei, frânai cu picioarele. Pentru că cred că și ție ți-a fost frică. Deci erai Da, tot e timpul cu prima picioarele în dată nisip. când, da. Deci nu spune că ție nu ți-a fost frică, sunt convinsă că ți-a fost. Bine, tu ai făcut chestia asta, eu n-am făcut, dar mă rog. Există armonie în căsnicia voastră? Nu știu. Nu știu ce să zic. Aha, a venit ziua dreptății. Așa, dacă nu mă înșel, la un moment dat ai făcut un clip cu Flavia în care spuneai cu o tentă de nonșalanță: am o mulțime de lucruri pe care le-aș schimba la nevastă mea. Cred că uneori spun lucruri doar așa pentru că sună bine în momentul în care le spun, nu neapărat că vorbesc serios. Apropo, eu fac asta pentru că mi se pare mai interesant să spun ceva și tu Da. nu faci asta și ești un pic șocată. La un moment dat, eu făceam asta, o fac asta și cu Grisi. În timpul conversației cu mai mulți prieteni, înfloresc povestea. Nu neapărat pentru că mă face pe mine să arăt mai bine. De multe ori doar pentru că mi se pare mai interesant să spun asta decât să spun adevărul. Și Grisia a fost inițial surprinsă câteva luni de Bă, zile. frate, am fost șocată și mă gândeam, băi, dar nu așa s-a întâmplat. Și de multe ori interveneam peste el și stricam combinația. Ziceam, da, mă, ce nu ai, mă, că nu s-a întâmplat așa, asta să vă explic eu cum a fost. Și Da. după aia mi-a explicat Horia că, băi, eu mă influențez așa doar pentru dragul conversației. Și de atunci las și mă distrez și eu puțin Nu, funcție de ce te. se întâmplă. Na. Așa. Ce anume ai schimbat la ea, dacă tu ai menționat acest lucru? Ce aș schimba la tine? Ce-ai schimba, dragă soțule? Habar n-am, nu știu, nu m-am gândit. Stai să mă gândesc. Gândește-te bine. Aș schimba părul să fie roșcată. Da, nu știu. Dar nu e așa. Acum e așa ca o fantezie. Ce aș schimba? Nu e ca și cum trebuie să te faci roșcată sau ceva. Pe oricum nu o să mă fac. Da, e Da. ok. Nu știu. Cam de asta. Așa. Care a fost Aproape un răspuns bun. aproape un răspuns bun? Aproape un răspuns bun pentru că ai spus ceva ce ai modificat la mine. Dar ce aș putea să spun ca să fie răspuns? Răspunsul corect era n-aș modifica nimic, este absolut perfectă. A, asta este răspunsul. Da, ăsta era răspunsul corect. Uite, de trebuia să-mi spui de dinainte. Care a fost cea mai bună decizie pe care ai luat-o pentru canal? Și de ce momentul în care l-ai ales pe Moise în echipă? Ei, asta este. Păi nu știu câte decizii, Moise. Nu știu, lucrurile s-au întâmplat. Eu nu sunt un om foarte organizat. Cred că am avut noroc cu multe lucruri în canalul ăsta de YouTube. Și Moise e unul dintre lucrurile cu care am avut eu noroc. Ce-ar fi acele multe lucruri pe care le-ai schimbat la Horică? Ai zis tu. Oh, Niciuna. come on, nu, măcar să Nici fiu mai slab. un lucru. Nu se poate, măcar să fiu mai slab un pic. Dar nu foarte slab. Adică eu l-am cunoscut pe Horică, era deja grăsuț când l-am cunoscut și m-am căsătorit cu el grăsuț. Adică nu mă deranjează faptul că e grăsuț. Poate, nu știu, să slăbești cu 10 kg și ai fi mai sănătos și mi-aș dori asta pentru tine pentru că ar fi mai bine pentru sănătatea ta. Sunt de acord. Dar nu, oh. Dar nu ca să schimb ceva la tine. Adică Da, pentru știu că mine e ok nu. să fii și grăsuț. Știu. Ok. Cum gestionați conflictele în relație? Nu avem conflicte în relație, mulțumim. Care a fost ultima ceartă pe care ați avut-o? Nu știu că a fost ceartă, neapărat cât poate
că eu nu eram neapărat de acord să cumpărăm ceva și Horică voia neapărat să cumpărăm acel Dar ce? ceva. Nu, Apartamentul ăsta? nu, gen măsuța aia de cafea foarte scumpă, Ah, care n-a fost oricum, dar nu ne-am pe care n-am mai certat. luat-o. Da, nu, Da. dar a fost așa o perioadă în care tu tot ziceai, a, uite, hai să ne luăm pe asta, hai, te rog să luăm pe asta, nu știu ce, și eu eram, nu, că e prea scumpă, că nu știu ce, dar nu ne-am certat. Nu, uite, de obicei eu nu fac niciun fel de cheltuială. Îmi schimb hainele, am chilos din clasa 5-a. Relevant, da, mă rog. Așa, anul ăsta am cheltuit foarte mult, pentru că ne-am mutat și am cheltuit toate economiile noastre. Și eu am insistat la mai multe lucruri pentru că îmi plac obiectele astea de Lucrurile mobilier. frumoase. Și le-am mobilat casa. Și știu că pare incredibil, dar obiectele de mobilier frumoase sunt foarte scumpe. Da, sunt scumpe și lămpile astea și toate. Foarte scumpe. Dar nu ne-am certat, doar că a trebuit să insist de câteva ori. Ea a zis că Da. nu, eu m-am Dar și simțit. după aia a făcut o fel de compromisuri. Adică, dacă eu am zis ok la o chestie, după aia tu ai făcut un compromis la o altă chestie pe Da, care. ca să nu fie necaz, știi? Și dacă Și să nu nu fie o dorea, nu cheltuială luam. ultra imensă pe care după aia să nu o putem Nu. susține în vreun fel. Da. Da. Deci, până la urmă, Nu, dar ne-am clar că ne-am descurcat. certat. Nu, ne-am certat. Nu Da, prea că mi-aduc m-am aminte simțit așa de vinovat. certuri. Când tu ai spus că nu, m-am simțit foarte prost, pentru că vroiam mult să o iau. Și după aia, până la urmă, tu ai zis că da, ca să nu mă mai simt eu prost, sau... Nu? Nu mai știu. Pentru că mi s-a părut că până la urmă e o chestie pe care o facem o dată în viață, probabil, și că na, merită un efort suplimentar care nu a fost, na, nu era ceva foarte, foarte mult. Care este atitudinea pe care o manifestați când vă confruntați cu o problemă reală? Nu știu, eu am așa o impresie că până acum nu cred că am avut o problemă reală cu care să ne confruntăm. Păi da. Au probleme reale? Adică, nu știu. Păi Mi se căcat, cum pare dracu că n-am avut probleme rele? am avut. Anul trecut, acum un an, pe vremea asta, eu stăteam cu bunica mea, care era pe moarte. Și am stat 4 zile pe săptămână cu ea și 3 zile aici, ca să nu se supere grisi că stau toată ziua cu ea. Pentru că știam că o să moară de cancer și am stat acolo. Să mai vorbesc cu ea, să mai... Și tu nu te-ai supărat. Am stat 2 luni sau cât? O lună? Da, nu m-am supărat. Mi se părea normal. Păi asta nu e o problemă reală. Eu mă gândesc că în continuare mi-a fost foarte greu. Nu e o chestie cu Nu care te... știu. Cred că am eu o altă viziune asupra problemelor. Când nu câștigam eu deloc. Aia nu era o problemă, mă rog, o problemă. Era o chestie, nu câștigam niciun ban timp de 2 ani. Știi, din cauza că nu ne-a fost greu să trăim din salariul meu amândoi, nu Da. am perceput-o ca pe o problemă. Știam că la un moment dat o să vină momentul în care o să avem amândoi bani, fie că era din YouTube, adică nu știam că o să fie canalul tău faimos sau Da, de sau mă succes. întorceam la Știam fotografie. că la un moment dat, dacă nu o să fie, să fie, nu o să stăm toată viața, nu pe salariul meu sau. Da. Știam că o să se rezolve într-un fel. Mă rog, am avut probleme, dar nu ne-am... Nu știu ce să fac. Mă aștept să fie probleme. Și tu te aștepți, nu? Adică nu e ceva așa... Da, mie problemele mi se par că sunt alea din care nu există ieșire sau ieșirea este foarte greu de văzut și atunci alea sunt probleme pe care de asta eu zic că până acum nu cred că am Asta de avut sănătate, cum ar fi, sau... de sănătate, de nu știu, de nu știu. Ce înseamnă pentru voi încrederea și cum ați dobândit-o unul față de celălalt? Păi n-am dob... Ea nu... Grisina a făcut ceva ca să am încredere în ea. Pur și simplu am încredere în ea. De când ne-am întâlnit, când te întâlnești cu un om și îți place de el și te înțelegi bine cu el, ai încredere în el. Și încrederea asta, lumea zice în filme, cel puțin, încrederea se capătă, știi? Trebuie să facă ceva cineva ca să aibă, să dovedească că poți să ai încredere în el. Când intră în mafie, trebuie să spargă niște magazin sau... Dar în relația noastră, încrederea pornești de la 100% încredere și nu o spargi. Nu? Da, Ai încredere că ai omul ăla nu o să te încredere, omoare când ai da. ieșit cu el la întâlnire. Și ai încredere că nu o să-ți facă rău, până când îți face rău. Sau până când... Nu? Da. Da. Until proven guilty, nu? Da.
Și până acum noi doi am avut grijă unul de celălalt și au trecut 10 ani. Cred că și dacă face unul dintre noi ceva, e ok, tot avem încredere că, na, dacă timp de 10 ani a fost, știi, nu? Da. Na, nu știu ce să spun, că nu am... Da, nu știu, e... Da. Ne-a venit foarte natural, nu? Să avem încredere unul în față de celălalt. Că ai, da. Da. Nu ne-am chinuit să ne dovedim încrederea sau... Să dovedesc că sunt demnă de încrederea lui Horică sau invers. Da, ar fi culmea să fie așa. Mi-aș dori să fie ceva mai înțelept, să pot să spun nu știu ce perlă. Da, nu avem. Da, nu. N-avem. Nu știu, cred că am fost foarte norocoși noi doi când ne-am întâlnit. Pur și simplu... Suntem foarte potriviți unul pentru celălalt. Da, eu am încredere că... o să facă lucru corect, nu știu, și că ce crede ea că e corect, e și corect, nu trebuie să o ghidez în vreun fel. Și cred că și tu la fel. Da. Da. Bun. Băi, vă mulțumesc că ați urmărit podcastul. Săptămâna viitoare o să fie invitat Teo, comediantul, nu Teo... tipa aia, Teo Trandafir. Și apoi am găsit un producător pentru podcastul ăsta. Este o tipă care m-a invitat pe mine la emisiuni la radio și care o să facă rost de tot felul de invitați care mai de care. Între timp sper să pot să capăt și eu un pic mai multă experiență, pentru că nu sunt făcut pentru podcasturi și cred că se vede chestia asta. Eu de obicei scriu textele, mă gândesc foarte mult la ele și nu sunt așa de comod în fața unor oameni străini. În continuare nu sunt așa de comod în fața camerei. E mult mai ușor când am un prompter și dețin controlul complet, pentru că am scris chestia aia eu personal. Dar deocamdată mă încântă că e ceva nou, sper să vă placă și vouă și sper să aveți și voi răbdare să parcurgeți podcasturile astea împreună cu mine până când reușesc să devin mai bun. Mulțumesc pentru invitație, Horică. Cu plăcere. Mulțumim pentru întrebări. Pa, pa. Salut.